Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiecte ale ediției. Se împlinesc 5 ani de când un echipaj SMURD Iași a pierdut viața într-o misiune de salvare în Republica Moldova. La Haragâș, raionul Cantemir, are loc o ceremonie de comemorare. Comisia Europeană va oferi în câteva tranșe ajutorul financiar de 600 de milioane de euro prevăzut pentru relansarea economică a Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău trebuie să facă reformele promise. Procurorii de la crimă organizată fac percheziții la domiciliul administratorului unor companii implicate în delapidarea societății Calea Ferată a Moldovei. Ceremonie de comemorare la Haragâș, raionul Cantemir. La complexul memorial Planul din localitate are loc un eveniment solemn în memoria celor 4 membri ai echipajului SMURD Iași, care și-au pierdut viața într-un accident aviatic în timp ce se aflau într-o misiune de salvare. Colegul meu, Gheorghe Lungu, este la fața locului și vine cu detalii. Gheorghe, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt 5 ani de la tragicul accident aviatic de la Haragâș, unde 4 membri ai echipajului SMURD din România și-au pierdut viața. Aceștia efectuau 2 misiuni de salvare în Republica Moldova. Prima s-a încheiat cu succes și se îndreptau spre cea de-a doua la Cahul. Din cauza însă condițiilor meteo nefavorabile, din păcate, elicopterul s-a prăbușit în pădurea de lângă localitatea Haragâș. Astăzi, aici, la complexul memorial, chiar în aceste momente, are loc o slujbă de pomenire a eroilor români, după care aceștia vor fi comemorați cu onoruri militare, în semn de recunoștință pentru jertfa adusă. La eveniment sunt prezenți mai mulți salvatori, pompieri, medici și paramedici din România, dar și localnici din satul Haragâș. De asemenea, este prezent și ambasadorul României în Republica Moldova, excelența sa, Daniel Ioniță. Vreau să vă spun că până în prezent echipajele SMURD din România au efectuat peste 40 de intervenții aeromedicale în Republica Moldova. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cu mai multe detalii revenim în jurnalul de seară. La revedere! Gheorghe, îți mulțumesc. Comisia Europeană va oferi în câteva tranșe ajutorul financiar de 600 de milioane de euro prevăzut pentru relansarea economică a Republicii Moldova. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan spune că pentru accesarea fondurilor, viitorul guvern de la Chișinău va trebui să implementeze reformele promise, iar prima condiție e desfășurarea corectă a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Planul de relansare economică pentru Republica Moldova în valoare de 600 de milioane de euro anunțat de Comisia Europeană nu ar fi fost posibil fără colaborarea strânsă dintre președintele Sandu și instituțiile Uniunii Europene, o spune europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Acești bani vor veni în tranșe. Vor fi pentru investiții și modernizare în Republica Moldova, în IMM-uri, în sector privat, în școli, în infrastructură, în primul rând pentru îmbunătățirea conectivității dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. În paralel cu venirea acestor bani, evident că împreună Republica Moldova și Uniunea Europeană trebuie să lucrăm la agenda de reformă din Republica Moldova. Reforma justiției, reforma sectorului public, a administrației publice. Alocarea banilor va depinde și de dorința viitorului guvern de la Chișinău de a implementa reforme. În prezent, prioritatea zero a autorităților de la Chișinău ar trebui să fie buna desfășurare a alegerilor parlamentare din iulie, spune Mureșan. Prima condiție esențială este ca aceste alegeri să fie libere și corecte, ca toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de locul unde se află, să poată vota. Viitoarele tranșe depind de implementarea agendei de reformă. Sigur că depinde acest sprijin de realitatea din Republica Moldova în viitor. Președintele credibil al Republicii Moldova, Maia Sandu, a reușit să obțină
acest ajutor. Acum va conta și majoritatea parlamentară și guvernul. Planul de relansare economică a Republicii Moldova a fost salutat și de ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu. Este un gest de susținere față de reformele din Republica Moldova, un pas important pentru redresarea socioeconomică pe termen lung și o dovadă solidă a solidarității UE cu cetățenii Republicii Moldova. A scris șeful diplomației de la București pe pagina sa de Twitter. Potrivit experților de la Chișinău, o guvernare pro-europeană generată de alegerile din iulie va facilita accesul Republicii Moldova la fondurile europene. Eu sunt sigur că orice guvern, dacă va dori să obțină această asistență din partea Uniunii Europene, va avea nevoie să îndeplinească anumite condiții și nu că Uniunea Europeană vrea și îi place acest lucru să facă. Asta deoarece politicul moldovenesc, o serie de politicieni care s-au intitulat pro-europeni, sub drapelul Uniunii Europene au furat miliarde aici și nu au făcut reforme, dar mai degrabă în anumite momente antireforme. Și da, într-adevăr, foarte mult va fi facilitat acest dialog și această asistență de culoarea guvernului care îl vom avea la Chișinău după alegerile parlamentare anticipate. Planul de redresare economică anunțat de Comisia Europeană pentru Republica Moldova presupune un program de investiții în sumă totală de 600 de milioane de euro, ce va fi realizat în perioada 2021-2024. Producătorii de lactate ar putea să-și vândă produsele pe piața Uniunii Europene. Comisia Europeană a aprobat o decizie prin care oferă undă verde companiilor ce vor respecta standardele europene. La propunerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Comisia Europeană va aproba listele eligibile pentru export. ANSA va identifica acele companii care pot să se alinieze la standardele de calitate ale Uniunii Europene, să respecte legislația și normele privind procesul de producție. Recent, Comisia Europeană a aprobat și Planul Național de Monitorizare a Laptelui de Vacă cu reziduuri chimice din Republica Moldova. Datele arată că 94% din laptele autohton este produs în condiții casnice și doar 6% din laptele utilizat pentru procesare provine de la întreprinderile agricole. În 2019, importurile de lapte au depășit exporturile cu aproape 52 de milioane de dolari. România continuă să investească în educația copiilor din Republica Moldova. Grădinița numărul 1 din Sângerei și-a redeschis ușile după ce a fost renovată cu peste 1.600.000 de lei, bani oferiți de guvernul de la București. Educatorii spun că acum vin cu drag la serviciu. Grădinița numărul 1 din orașul Sângerei a fost construită în urmă cu peste 60 de ani, iar timpul își pusese amprenta asupra clădirii. Angajații spun că în timpul iernii în instituție era frig, acoperișul avea fisuri și apa pătrundea în interior când ploua. Cu banii oferiți de România, clădirea a fost izolată termic, iar acoperișul a fost înlocuit. Lucrez ca educator 45 de ani, am lucrat. Aici vin cu sufletul pentru copilașii cei dragi, suntem mândri și bucuroși pentru renovarea grădiniței noastre. Într-adevăr, e un lucru foarte frumos pentru acești copilași a grădiniței noastre. La moment, cei 150 de copii din această instituție și cei 30 de angajați, sincer vă spun, venim la serviciu cu satisfacție și cu mândrie din descris. Tot din banii oferiți de România, în curtea instituției a fost pus pavaj nou și a fost înlocuit gardul. Avem alte condiții, în grădiniță este călduț, este termoizolată, este cu un acoperiș minunat, cu un gard minunat, cu pavaj. Toată realizarea aceasta se datorează banilor fraților noștri de peste Prut. Pe calea aceasta mulțumesc din tot sufletul Guvernului României. Am demonstrat și astăzi că România își ține promisiunile, că România vrea un viitor frumos pentru copiii din Republica Moldova și că încurajăm parcursul european al Republicii Moldova pentru valorile europene și pentru tot ceea ce este frumos și demn în viață.
Din 2014, guvernul României a oferit Republicii Moldova aproape 30 de milioane de euro și cu acești bani au fost renovate peste 1000 de grădinițe. Potrivit Fondului de Investiții Sociale, în prezent mai sunt peste 800 de solicitări de fonduri din partea autorităților locale din Republica Moldova, care vor să renoveze instituțiile de învățământ. Sperăm că guvernul României, ținând cont de această experiență pozitivă care o are, inclusiv în special Fondul de Investiții Sociale, ne vom bucura și de alte susțineri financiare. Programul de suport tehnic și financiar oferit de Guvernul de la București pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova face parte din acordul de asistență nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro, semnat în 2010 de România și Republica Moldova. Aderarea României la spațiul Schengen intră în linie dreaptă. Comisia Europeană cere Consiliului să dea undă verde cât mai curând posibil României, Bulgariei și Croației. Uniunea va detașa un contingent permanent de 10.000 de gardieni de coastă și polițiști de frontieră până în 2027 pentru consolidarea granițelor externe, iar sistemul de informații va fi interconectat total până în 2023. Acum, spațiul Schengen este compus din toate țările Uniunii Europene, cu excepția Bulgariei, României, Croației, Ciprului și Irlandei, și include 4 țări din afara Uniunii Europene: Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. In this revised strategy for us, Schengen enlargement is a priority for the three countries. Bulgaria, Romania and Croatia. As you know, it is the final decision does not depend upon us, but we constantly have been advocating for this, for the need for this enlargement, and we are of the opinion that the facts and our investigations clearly show that they would be ready to join. Oamenii legii au făcut azi percheziții la sediile mai multor firme, inclusiv la domiciliul unei persoane care administra câteva companii vizate în dosarul de lapidării de fonduri de la întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei. Potrivit unui raport al Comisiei Parlamentare de Anchetă, prezentat la sfârșitul lunii aprilie, în ultimii 10 ani de la întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei au fost sustrase fonduri în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei. În prezent, întreprinderea are datorii de peste 800 de milioane de lei. 100 de milioane de lei sunt restanțe la salariile celor 6.500 de angajați ai CFM. La începutul acestui an, Curtea de Conturi a stabilit că în ultimii ani întreprinderea a fost administrată defectuos și a blocat conturile. Acum 10 zile, director la CFM a devenit Oleg Tofilat, consilier al prim-ministrului interimar Aureliu Ciocui, în domeniul transporturilor și infrastructurii drumurilor. Continuăm cu alte știri. Un bărbat din Bălți a fost prins în flagrant când primea 1400 de euro pentru a favoriza obținerea a 2 permise de conducere. Potrivit anchetatorilor, suspectul a mințit că are influența asupra unui angajat de la secția de calificare a conducătorilor auto din Bălți și îl poate determina să faciliteze susținerea probelor teoretice și practice. El a pretins în total 1400 de euro de la cei doi doritori de permise care l-au și denunțat. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și a ajuns după gratii. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 6 ani de închisoare. Medicii de la Spitalul Republican Timofei Moșneaga din Chișinău au reușit să salveze viața unei tinere și a copilului ei născut prematur prin cezariană. Femeia avea plămânii grav afectați de o pneumonie și a fost internată în stare critic în a 29-a săptămână de sarcină. Atât mama cât și copilul sunt acum în siguranță. Am fost sarcinată, am născut în lună termen prematur, am fost diagnosticat cu pneumonie curată. Femeia a făcut febră acasă și abia după o săptămână a cerut ajutorul medicilor. Ajunsese în stare critică și a fost internată imediat. Pneumonia a afectat 100%,
deja în stare de șoc, în stare de disfuncție multiple de organe, cu, pe atunci era gravidă, 29 de săptămâni, sarcina de 29 de săptămâni e sarcină periculoasă, deoarece încă copilul nu este matur. 12 ore am pregătit copilul către nașterea prematură. Medicii au făcut mari eforturi pentru a salva copilul și mama. Operația de cezariană a decurs normal, iar femeia a reușit să treacă peste momentele critice. Încet mi-am revenit, sunt bine, acum vreau să merg la bebeluș, la mama și copil. Ce dorință ai, cum spune? Dorința mea cea mai mare să ajung la copil. Bravo. Avem o mare, mare bucurie că am salvat și o mămică la doi copii și eu și un copilaș. Copilașul deja nu s-a aflat în terapie intensivă, e bine și cu el. Pe 1 iunie, pacienta a fost transferată la Institutul Mamei și Copilului, unde și-a văzut pentru prima dată pruncul. În perioada pandemiei, medicii de la Spitalul Timofei Moșneaga au reușit să salveze viața a 40 de femei gravide sau proaspăt mămici. În România ninge din nou în plină vară pe platoul Bucegi, unde s-a depus un nou strat de omăt și este viscol la refugiul Salvamont. Totul este acoperit de zăpadă, iar vântul suflă cu putere. Pe unele văi, la altitudini de peste 1800 de metri, stratul de zăpadă depășește peste un metru și jumătate. Vara a început în aproape toată România cu o vreme autentică de toamnă, cu ploi multe, risc de inundații și temperaturi scăzute, chiar și cu 10 grade sub cele normale. Căldura se va instala abia spre sfârșitul lunii, când se vor atinge și 30 de grade Celsius. Un serviciu de reciclare inedit a fost lansat în Indonezia, țară care se confruntă cu poluarea cauzată de plastic. Cum poate fi depășită problema datorită noului serviciu, aflați imediat în telejurnal. Israelul va avea un nou guvern și pentru prima oară după 12 ani acesta nu va fi condus de Benjamin Netanyahu. Opoziția a strâns rândurile și 8 partide au format o coaliție de guvernare, iar șefia executivului va fi deținută prin rotație. Criza politică vine după 4 alegeri generale consecutive și marchează un moment istoric. Pentru prima oară la aceeași masă stau Partidul Arab și formațiuni naționaliste israeliene. Era aproape de miezul nopții când Yair Lapid, liderul principalei formațiuni de opoziție, Partidul de Centru Yesh Atid, a anunțat formarea unei coaliții de guvernare. Această imagine a semnării acordului difuzată de presă a făcut deja istorie pentru că prezintă o situație fără precedent. La aceeași masă stau liderul ultranaționaliștilor israelieni și cel al Partidului Arab. מאחלים שכל התהליך יצליח ובסופו של דבר תקום ממשלה אחרי 4 מערכות בחירות. אנחנו אמרנו מההתחלה, אנחנו לא מעוניינים במערכת בחירות חמישית. Anunțul formării unui guvern a fost primit cu bucurie de israelieni aflați în stradă, majoritatea contestatară lui Netanyahu și care de multe luni îi cer demisia. Tonight we are celebrating. It started as a protest to encourage the government of change, and now Lapid has announced that he has a new government. So this protest turned into a celebration. We were celebrating the formation of new government. For 2 years, Israel hasn't had any government. We have had several elections that were endless, and now we are hopeful for a new stable government. Potrivit acordului, șefia guvernului va fi rotativă, iar primul care o va deține până în august 2023 este Naftali Bennett, liderul Partidului Naționalist Yamina. Milionarul de 49 de ani este politician cu ștate vechi, a fost în două rânduri ministru, cel mai recent al apărării, este un susținător al coloniilor evreiești din teritorii și consideră ideea unui stat palestinian drept o sinucidere pentru Israel. Ca să devină premier, are însă nevoie de votul Parlamentului. Coaliția de 8 partide are o majoritate fragilă, iar până la votul din Knesset, Netanyahu și partidul său Likud, care are cele mai multe locuri, încă mai are timp să întoarcă lucrurile în favoarea sa.
Industria ceaiului, una dintre cele mai profitabile din India, a fost grav afectată de pandemie, dar și de seceta din ultimele luni. În regiunea de nord-est, producția de plantații a scăzut cu 40% din luna ianuarie până în mai, ceea ce înseamnă cu 60 de milioane de kilograme de ceai în minus. Industria indiană a ceaiului, a doua cea mai mare din lume, după cea chineză, numără 3 milioane și jumătate de muncitori, care din cauza acestor probleme și-au văzut salariile diminuate cu 50%. Pe lângă traficul chinuitor, marile metropole se mai confruntă și cu poluarea care ucide anual sute de mii de oameni. La Londra se experimentează cu succes un filtru de aer. Ai zice că e un simplu stâlp pentru reclamele stradale. Pluvo este însă un purificator de aer testat pe străzile capitalei britanice. We've designed it to have the maximum impact with the inlet close to where you'd find most exhaust fumes and the generation of particulate from tire wear, brake wear, etc. We see the impact obviously varying a bit on the environment, so how's the wind that day, what's the local environment like, and what are the air pollution levels. But in the correct locations, this can have a significant impact in terms of creating a clean air zone. După testările făcute pe străzile londoneze, s-a constatat că la o distanță de 13 metri de aparat, calitatea aerului s-a îmbunătățit. Noxele produse de mașini au fost reduse cu 20%, în vreme ce particulele din atmosferă s-au diminuat cu 60%. În Marea Britanie mor anual aproximativ 40.000 de oameni din cauza unor afecțiuni care au legătură cu poluarea. La nivel mondial, din aceleași cauze, pierd cam 7 milioane de persoane pe an. S-au inventat ochelarii capabili să traducă în limbajul mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz. O cameră de luat vederi de mici dimensiuni folosește inteligența artificială pentru a transforma cuvintele rostite în gesturi. Hi, my name is Omar. Ochelarii au fost astfel proiectați încât câmpul vizual al celui care îi poartă să nu fie afectat. Micile lentile montate pe partea superioară a ramei au un singur scop: să faciliteze comunicarea persoanelor cu deficiențe de auz. هي فكرتها ان الاصم بيلبسها ولما حد بيجي يتكلم معاه هو بيضغط على زرار كده هنا وتبدا تترجم صوت الناس للغه اشاره بتظهر له على سكرين كده قدام العين بس في نفس الوقت رغم ان السكرين دي قريبه جدا من العين ان هو بيشوف الصوره دي اكنها على بعد فوق ال 50 سم من العين تكنولوجيا ده ورف îi ajută și pe nevăzători să aibă mai multă autonomie. Emanuel Yundel are 37 de ani și trăiește în Austria și s-a născut fără să vadă lumina zilei. S-a adaptat, dar acești pantofi pe care îi poartă îl ajută și mai mult. Încălțările se numesc InnoMake și folosesc un algoritm prin care sunt primite sau trimise ultrasunete. Altfel spus, pantofii minune îl avertizează pe purtător printr-o mică vibrație cu 3 metri înainte de un obstacol. Un serviciu de reciclare inedit a fost lansat în Indonezia, țară ce se confruntă cu poluarea cauzată de plastic și în care politicile de reciclare au dat greș până acum. Serviciul constă în reîncărcarea la domiciliu a recipientelor de plastic. Husaifah are un stand cu mâncare și de la apariția serviciului inedit de reciclare reușește din doar câteva mesaje să-și reîmprospăteze consumabilele, de la ulei la detergenți, fără prea multe drumuri. Toate îi sunt aduse la ușă de un curier cu motoscuterul. Serviciul este la fel de profitabil și pentru gospodării, nu doar pentru afaceri. Sekarang ada siklus isi ulang, jadi nggak banyak sampah deterjen gitu. Terus pada ngikut deh tuh pada beli. Serviciul de reciclare este un pariu câștigat în ciuda pesimismului de la început. I really think that the response has been really good. You know, people have always told me, you're never going to change the behavior. Like, Indonesians don't care. And I was like, I really don't think so. Like, A, of course it's important that we're lower cost, but then people really, you know, I think Indonesians across all classes, they see the plastic problem. And they care about their country, they care about making it better, and I think this is really why the response has been so good.
Doar 45% dintre deșeuri sunt colectate în Indonezia, o țară în care reciclarea este scumpă și nu poate fi făcută în localitățile mai mici. Potrivit Băncii Mondiale, țara generează în fiecare an 7,8 tone de plastic. În aceste condiții, serviciile de reîncărcare a consumabilelor pot contribui la reducerea poluării cu plastic. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul Orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!